Prefericitul părinte patriarh Daniel a primit astăzi la reședința patriarhală vizita în al preasfințitului părinte Teodosie, arhiepiscop de Sebastia din Patriarhia Ierusalimului. În cadrul întrevederii au fost menționate problemele pe care le întâmpină creștinii în zona Orientului Mijlociu din cauza conflictelor militare, ceea ce a condus la emigrarea acestora în diferite părți ale lumii, precum Europa Occidentală, SUA, Canada, America de Sud și Australia. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit astăzi vizita înalt preasfințitului părinte Teodosie, arhiepiscop de Sebastia din Patriarhia Ierusalimului. În cadrul întâlnirii au fost discutate problemele creștinilor din Orientul Mijlociu, dar și faptul că tot mai mulți pelerini români merg în Țara Sfântă, unde sunt primiți cu ospitalitate de Patriarhia Ierusalimului. Am avut marea șansă astăzi să-l întâlnim pe prefericitul părinte patriarh Daniel. Am venit din Ierusalim pentru a transmite salutarea și dragostea frățească pe care o avem pentru prefericitul părinte patriarh Daniel. Suntem bucuroși în mod special pentru pelerinii români care vin la locurile sfinte. Ei întotdeauna găsesc inima noastră deschisă, precum și bisericile noastre. Suntem o singură biserică, o singură credință, o singură Evanghelie. În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Teodosie i-a mulțumit întâi stătătorului bisericii noastre și pentru sprijinul acordat de Patriarhia Română unor studenți ortodoxi recomandați de Patriarhia Ierusalimului pentru a face studii la școlile de teologie din țara noastră.